Am venit la Perla Invest alături de domnul Cătălin Codan, cel cu care ne contrăm de ani de zile și probabil o să ne mai contrăm ani de zile. Interesul este să iasă ceva în final, pentru a ne spune ce pregătește pentru nemțeni de sărbători. La ce să ne așteptăm de la pârtie și de la trebundole? Ok. Consider, în primul rând, că orice contră este binevenită. Uneori ne aprindem, trebuie să recunoaștem. Apreciez atunci când sunt lucruri pertinente. Bine, normal că din afară lucrurile se văd poate într-un anumit fel. Dinăuntru unei companii care este într-o maximă restructurare, conducând o echipă cu aproximativ 60 de oameni și având destul de multe puncte de lucru, lucrurile pot părea la un moment dat puțin altfel, dar până la urmă rolul nostru și rolul meu personal este să ofer informații, în primul rând, presei despre ceea ce facem noi. Și repet, critica este constructivă. Câteodată și enervantă. Na. Suntem oameni la urmă urme. La urmă urme noi singuri ne echilibrăm deciziile sau reacțiile. Ce pregătim pentru aceste sărbători de iarnă? În primul rând, așteptăm cu mare interes și cu mare nevoie, aș putea spune, un timp mai propice pentru sezonul de iarnă. În primul rând, temperaturi mult mai reci și, de ce nu, o primă zăpadă care să aducă un plus de bucurie în sufletul nemțenilor, pentru că asta ne-ar ajuta și pe noi în momentul când ai peisajul, când ai ambientul cu brazii, copacii albi, atunci altfel și lumea iese din casă. Eu pot să vă spun că deja o primă surpriză de sărbători am făcut-o de Sfântul Andrei pe 30 noiembrie, înainte cu o zi chiar de a fi lansat patinoarul de la Iași, de la Palace Mall, noi am deschis patinoarul din Strandul Tineretului, un patinoar de 600 de metri pătrați, cu tribună, cu accesorii, cu echipament de închiriat. Am făcut eforturi și l-am pus în funcțiune de sâmbătă. Duminică, pe 1 decembrie, de Ziua Națională, oficial i-am dat drumul. Deci iată că deja avem patinoarul operațional de la 1 decembrie, este cea mai devreme dată la care a fost deschis vreodată patinoarul în Piatra Neamț, 30 noiembrie 2013. Venim cu prețuri la fel ca anul trecut, mai exact un adult plătește pentru o sesiune de 90 minute, atenție, pentru că au fost discuții și întrebări pe pagina asta de Facebook. Apropo, noi suntem Coz la Parc pe Facebook și pe pagina web, tot la fel, cozlapark.ro. Au fost discuții apropo de prețuri la patinoar. Deci, programul este de luni până duminică între 10 și 22 și acest program este împărțit în sesiuni de 90 de minute. Programul începe la ora 10, după 90 de minute e o pauză de 30 de minute în care se reface gheața, după care începe o nouă sesiune de 90 de minute. Prețul pentru o sesiune de 90 de minute este de 8 lei intrarea și 7 lei închirierea patinoarelor pentru adulți, un total de 15 lei, și pentru copii 6 lei intrarea și 4 lei închirierea patinei, un total de 10 lei. Dacă clienții noștri au patinele proprii și personale, avem un coleg de-al nostru, o colegă direct care stă numai la intrare, special pentru cei care vin cu patinele de acasă. S-a pus această problemă în sezonul trecut, undeva pe la mijlocul sezonului, am recepționat mesajul și dacă vii cu patina de acasă, nu trebuie să mai stai la coadă ca să-ți închiriezi patina. Intri direct pe patinoar și plătești numai biletul de intrare, 8 lei adulți sau 6 lei copii. Avem și promoții în anumite zile, cum a fost în ziua de deschidere pe 1 decembrie, pentru familii. Mergem foarte mult pe nișa de familii, atât la patinoar cât și la pârtie. De altfel, o să vă expun, o să vă povestesc în câteva cuvinte și despre stadiul în care suntem pentru lucrările la pârtia de începător, Coz la 2, și atunci am făcut pachete de familii. Mai exact, avem prețuri promoționale pentru un adult și un copil, doi adulți și doi copii. Discountul este până la 15 lei, dar sunt anumite zile, repet, nu o să mergem cu aceste promoții de sărbători, pentru că trebuie să recunoaștem, până la urmă suntem o societate care
Nu facem, eu chiar am spus lucrul ăsta, că noi au tot fost gratuități, nu, noi nu facem, noi nu suntem o companie care ne asumăm și o responsabilitate socială, bineînțeles, colaborăm chiar și cu asociația Future, colaborăm cu multe, cu multe asociații și ONG-uri. Da, nu e nicio problemă. Noi am fost tot timpul când am avut și cash flow, când am fost în plin sezon și trebuie să recunosc că facem eforturi și fac eforturi personale ca să avem business de extra sezon prin acel Aventura Park și nu numai și vom reuși. În 2014 deja lucrurile vor ieși ușor la suprafață. Ok, deci am dat drumul la patinoar, prețuri zic eu ok, gheața este tot la fel, zic eu, perfect acum, rămâne ca și clienții noștri să ne dea feedback pe ziarul dumneavoastră, pe ziarpiatraneans.ro sau pe coslapar.ro sau pe orice alte forme de comunicare. Noi chiar suntem deschiși la păreri. Am avut un comentariu pe Facebook referitor la faptul că fațada de la clădirea Telegondolă Plecare este puțin cam murdară. Noi am spălat-o de două ori, dar fiind ploi consistente s-au murdărit înapoi. Noi luăm în considerare aceste solicitări. Cele care sunt pertinente, chiar le luăm în considerare. Ne uităm în principiu și pe ziarul dumneavoastră, nu numai la articole care au legătură cu societatea Perla Invest, cât și la comentariile care se fac acolo, cele pertinente, repet, pentru că voi sunteți... am văzut că nu faceți, nu trunchiați, nu cenzurați. Doar cele care sunt injurioase. În rest, da. Din punctul nostru de vedere, trebuie să respectăm opinia tuturor, chiar dacă ne place nouă, nu ne place. După cum ați văzut în multe comentarii, suntem și noi luați destul de rău. Asta este spațiul public. Când ieșim, da. Ne asumăm. Trebuie doar ca cetățenii să știe că nu numai la ce pregătiri facem noi pentru acest sezon de iarnă, faptul că infrastructura turistică a orașului Piatra Neamț, care este administrată de compania Perla Invest și supervizată de Consiliul Local și în special de domnul primar Ștefan, sunt pe drumul cel bun. Avem un target de a atrage turiști dinspre Valea Prahovei, un procent de 3-4%. O să povestim imediat și de pachetul Schila Piatra Neamț pe care l-am inaugurat anul trecut și l-am updatat în acest an doar cu câțiva parteneri noi, pentru că pachetul rămâne la fel, culmea, prețurile rămân la fel, să nu uităm că au crescut prețuri la carburanți, la energie electrică. Încercăm să facem rulaj cu niște prețuri bune, comparabile cu sau mult sub alte facilități turistice, bine, care trebuie să recunosc că au și kilometri mai mulți de pârtie, dar la urma urmei avem o pârtie de, dacă e să trecem așa subtil la punctul principal de lucru în acest sezon de iarnă, pârtia Cozla 1, e un kilometru de pârtie, dar pe care noi am dezvoltat facilități. Noi avem centre de închiriere, echipamente de schi, avem centru de vânzare, echipamente, avem un centru de suveniruri, avem un centru de evenimente în care am tot făcut în acest an evenimente, am făcut concerte live, am făcut expuneri, seminarii în timpul zilei. Și pentru cei care vor să ne contacteze companii locale, iată că am avut chiar duminică o companie locală, mă bucur când sunt companii locale care apelează la noi. Trebuie să recunosc că ne adresăm la bugetul de team building-uri de la companii multinaționale ca să facem, să combinăm seminariile și workshop-urile lor cu activități în timp liber. Avem parteneriate făcute cu cei de la Clubul Sportiv Echivestru pentru activități în baza hipică, atât vara cât și iarna. Avem parteneriat cu voluntari care să ne ducă turiștii pe trasee montane. Avem un mic început de tiroliene în strand, dorim să le extindem pe muntele Cozla, exact în ideea de a extinde business-ul în extra sezon atunci când pe noi ne doare, pentru că nu facem acum, trebuie să recunoaștem că Telegondola nu mai este o ancoră și atunci trebuie să venim cu activități interesante, trebuie să ne ducem noi la pensiuni, la hoteluri prin aceste pliante în care noi am expus odată toate punctele noastre de lucru, am expus infoline-ul de la strand odată și de la Telegondola. Am expus facilitățile pe care noi le oferim pe Muntele Cozla. Avem un pliant special pentru Muntele Cozla în care expunem ce se întâmplă acolo, că avem școală de schi, că avem centru de echipamente, centru de suveniruri, securitate permanentă pe pârtie. Deci putem să spunem oamenilor că nu mai avem singura Telegondola care duce nicăieri?
Deci se întâmplă ceva sus. Nu, se întâmplă ceva, nu, numai. Și apropo de remarcele care s-au făcut, revin și repet și am avut și discuții personale, apropo de faptul că telegondolele nu mai merg în gol, asta telegondolele observă, da. Nu merg în gol, chiar atunci când nu avem clienți, noi scoatem de sub tensiune instalația, urmează următorul pas, m-am consultat și cu domnul primar și a fost de acord de a repune sub tensiune instalația de telegondolă la un minim de 10 clienți. Așa cum se întâmplă și la alte instalații de transport, nu din țară, chiar din străinătate. Mi s-a întâmplat și mie undeva în Italia, parcă efectiv nu porneau instalația. Erau câteva... Nu, pentru a face, la urma urmei, bun, și această economie nu poți să o faci oricând și oricum. Faci economie de costuri, faci optimizare de costuri, dar oricum telegondola nu mai merge în gol, adică că nu are clienți. Pe Muntele Cozla se întâmplă ceva. Noi ne dorim și sperăm să se întâmple și mai multe lucruri. Ne dorim să facem și o berărie germană undeva în primăvară-vară. Ne dorim acel Aventura Park foarte mult, cu extindere, un Aventura Park care să aibă și activități de copii, tir cu arc, cu aruncarea cu sulița. Ne dorim și un mic sat în care, un mic sat de vacanță, dar un sat în care să prezentăm cultura de cucuteni. Avem o colaborare cu asociația de aici din Piatra Neamț care gândește un rebranding al stațiunii turistice Piatra Neamț, luând în considerare valorile pe care le avem, de ce nu și cultura de cucuteni. Dorim să facem un mic sat cu olărit, cu activități care să te facă să uiți de cotidian. Ca așa, parcuri de distracții, sate de vacanță, sate de vacanță cu parc de distracții, toți sunt și în România și în Europa. Ne dorim un concept care, prin care chiar să atragem turistul. E o distanță totuși de câteva sute de kilometri de București și față de Valea Prahovei și atunci trebuie să vii cu o ancoră. Într-adevăr, numai este, noi deja trebuie să gândim o ancoră cu o activitate de pe Muntele Cozla, acolo unde se ducă telegondola și activități cu care noi să facem pachete. Transport cu telegondola și activitate pe Muntele Cozla. Ăsta ar fi scopul pentru 2014-2015, targetul nostru pe care îl gândim. Din păcate o să depindeți foarte mult și de vreme. Da. Pentru că puteți să faceți în apă de la Paser care v-a oprit ceva zăpadă, dar nu foarte mult. Da, e foarte important această remarcă. Noi vrem să facem, poate că în alți ani s-a făcut, s-a exagerat puțin, nu putem porni tunurile într-un mod, mai ales că suntem și într-o eșalonare cu cei de la Apa Serv, care ne furnizează apa și pentru tunuri și pentru strand vara, și atunci trebuie să o gândim foarte bine. Degeaba dai drumul la tunuri dacă ai o umiditate foarte mare. Trebuie să ne ajute și natura, nu numai cu frig, dar și cu umiditatea scăzută. Deci sunt doi parametri foarte importanti pe care clienții noștri trebuie să-i știe. Schiorii, în principal, știu acest lucru. Rugăm cetățenii din orașul Piatra Neamț care stau pe partea Dărmănești, Kaufland, să ne înțeleagă că atunci când au fost comentarii că au stat luminile aprinse. Da, în primul rând avem un program de schimbare a reflectoarelor care sunt amplasate pe pârtia Cozla 1, să le transformăm, să le înlocuim cu reflectoare tip LED care consumă până la 70% mai puțin energie. Urmează acest lucru printr-o finanțare europeană. Încercăm să luăm niște bani europeni, dar după ce ieșim pe plus. Fac o paranteză că suntem în plin proces de denominare a creditului pe care l-am accesat la Alpha Bank. Îl trecem din euro în... Până la mutarea lui pe primărie l-am denominat cu acordul băncii, la cererea noastră, înseamnă că îl trecem din euro în lei. Cetățenii trebuie să știe că prin acest lucru plătim, dobânda în acest moment este mai mică la lei decât la euro și atunci vom plăti o sumă mai mică ca și dobândă, dar plus de atât nu vor mai apărea diferențele de curs valutar din cauza faptului că aveam acest credit în euro și atunci este posibil să facem și un mic profit, nu ne va mai afecta acest minus care ieșea oricum pe hârtie și asta se întâmplă de câțiva ani de zile. Ieși pe plus un leu profit, atunci poți să accesezi bani europeni și slavă Domnului avem unde să accesăm.
Avem proiectele deja, business planurile sunt scrise, în măsura în care ne sunt aprobate ideile, adică să acoperim teren de fotbal, să acoperim bazinul, să schimbăm reflectoarele prin, de pe pârte prin reflectoare ecologice, pe tip LED. Rugăm cetățenii să înțeleagă că atunci când pregătim pârtea, când o să pregătim pârtea pentru acest sezon, sperăm cât mai repede, pentru că într-adevăr ați identificat faptul că vremea e un plus sau un impediment foarte mare pentru noi și chiar depinde. În acest an am avut o vară care s-a terminat timpuriu, prematur și iată că iarna nu mai vine. Am avut toamnă, am avut revizie anuală, suntem obligați să facem această revizie, sunt niște proceduri foarte serioase, este vorba de transport pe cablu la înălțime, nu ne jucăm, respectăm procedurile Doppelmayr ale producătorului, respectăm procedurile ISCIR-ului, cei care controlează legal transportul pe cablu la înălțime. Nu mai spunem că avem și proceduri ISO interne, implementate cu ajutorul celor de la TÜV, Germania, și vom fi anul viitor într-o procedură de recertificare ISO. Bine, să zicem că cu un plus de valoare am venit și eu ca manager, fiind acreditat ISO 9001-9002 pe servicii, obligatoriu procedurile noastre trebuie oricum să le avem pe toate departamentele, achiziții, financiar și mai departe, dar cu atât mai mult când facem o revizie de acest gen la o instalație de transport pe cablu, trebuie să fim foarte atenți. Revizia a consumat și ceva bani anul ăsta, pentru că e al cincilea, chiar al șaselea an de funcționare și gândiți-vă că la o mașină, nu? După 6-7 ani deja nu mai faci numai revizia cu ulei și cu filtre, vii cu piese, mai schimb la motor ceva și atunci au fost ceva costuri, ne-am descurcat, am pregătit instalația de la patinoar, am făcut o reparație capitală, erau ceva probleme și acea instalație are ceva ani în urmă, am alocat un buget ca să pregătim pârtea, dar numai pârtia, anexele de pe cozla, am refăcut cablurile, sistem audio de pe pârtie, am pus niște sisteme de siguranță în plus, adică chiar ne-am, chiar am făcut-o posibil, am apelat la toți oamenii noștri care nu aveau o încărcare foarte mare în această perioadă și am pus la punct sezonul de iarnă. Acum, vă spuneam că cetățenii, aș dori să-i rog să ne înțeleagă că o să fie 2-3 zile în care lucrăm toată noaptea ca să facem acea zăpadă artificială. Sper să ningă, pentru că cea mai bună zăpadă este acel white powder care iese, e o combinație între zăpada naturală și zăpada artificială. Asta combinată cu o poșghiță de gheață, deci ar trebui să fie foarte frig două nopți la rând și ziua. Și noi o să lucrăm 2-3 nopți, bineînțeles că ținem luminile aprinse până la 3-4 dimineața, pentru că în momentul când batem zăpada cu ratracul, acea mașinărie care face exact lucrul ăsta, trebuie să aibă și vizibilitate. Dar cetățenii trebuie să înțeleagă că noi chiar nu ne jucăm cu aceste costuri, nu lăsăm să meargă lumina în continuu, nu lăsăm tunurile să meargă în continuu, chiar sunt niște analize care se fac. Eu personal vin din management privat și știu ce înseamnă fiecare leuț, cum îl cheltui. Avem și salarii, avem și costuri destul de mari cu salariile, cu finanțele, cu banii pe care îi dăm la finanțe pentru salarii și atunci fiecare bănuț îl optimizăm în așa fel încât să ne acoperim toate aceste costuri cu energie, apă, salarii, finanțe și așa mai departe. Aș dori ca cetățenii să știe că nu sunt bani cheltuiți aiurea, nu ne dăm interesul ca să facem și o profitabilitate pe lângă asigurarea unui entertainment pentru cetățeni în primul rând și pentru turiștii care ne tranzitează. Eu fac apel pe această cale prin ziarul de noastră să am dat drumul la patinoar, venim cu niște tarife bune și în sezonul de iarnă pentru schi, venim cu un preț de 100 de lei pe zi. Skipasul pentru o zi costă 100 de lei. Avem skipas pentru jumătate de zi. Prima jumătate costă 50 de lei, a doua jumătate pentru conținere nocturnă costă 60 de lei. Avem preț pentru 3 zile 240 de lei, avem preț pentru tot sezonul de 3000 de lei. Se poate negocia, pentru că dacă avem clienți care vin și cer acest skipas de all season, noi l-am introdus iată de anul acesta ca o noutate, noi suntem dispuși să negociem, vrem să facem cash flow, eu chiar recomand acest abonament pentru tot sezonul, pentru că ești mult mai ieftin. Da. Deja sezonul înseamnă 60 de zile cel puțin, ori 100 de lei înseamnă 6.000 de lei, prețul de 3.000 de lei înseamnă jumătate. Mergem undeva până la 2.500 de lei,
Păi dacă noi am avea 100 de clienți din Piatra Neamț care își cumpără acest abonament, chiar am face un cash flow. Este destul de piperat, dar pentru Pietreni am gândit un abonament de luni până joi, special pentru cei din Piatra Neamț, care vin de la servicii, vor să facă câteva urcări. Avem un preț de 120 de lei sau 130 de lei pe aceste 4 zile, luni, marți, miercuri, joi. Iată un preț de 30-35 de lei. Noi îl considerăm, skipass-ul facem pe toată ziua, dar ei în principiu vin după servici. L-am avut și anul trecut, mi-aș dori foarte mult să avem și numărul mai mare de schiori, adică a fost cerut de către clienții noștri, dar nu am avut așteptarea scontată. Și atunci, iată că revenim în acest an cu acest abonament special pentru cei din Piatra Neamț, de luni până joi, pentru că în weekend mizăm pe... Noi mergem, să știți că nu, mergem pe bani. De ce am gândit special pentru cei din Piatra Neamț? Pentru că ei vin de la servici, zicem, un schior, are un serviciu sau un job sau o afacere. După ora 3, 4, 5, el dorește să facă câteva urcări sau respectiv câteva coborâri cu schiurile și câteva urcări cu telescaunul. Și am gândit un abonament care să-l, dacă face 10 urcări, îl costă 50 de lei. Pe acele urcări, dacă luăm o urcare 5 lei cu telescaunul, atunci noi venim cu un preț de 30 de lei, care de fapt se poate da toată ziua. Deci în acest skipass sunt incluse urcări nelimitate cu telegondola și cu telescaun. Deci ca să urci cu 30 de lei toată ziua, special pentru cei din Piatra Neamț. Suntem puțin clienții care vin din alte locuri, dar de ce? Da, e puțin cam delicată situația. Deja am plătit. Dar, atenție, corect. Corect. Dar, atenție, acest abonament se poate cumpăra numai în ziua de luni. Deci avem un abonament pentru luni, marți, miercuri, joi, cu un preț foarte bun pentru cei din Piatra Neamț, dar se poate cumpăra numai în ziua de luni, de momentul când începe sezonul de iarnă, și costă, cred, 120 de lei. Da. Așadar, zăpadă vă mai trebuie. În final, o să vă rugăm și noi ceva pentru ca să avem ce să discutăm data viitoare. Știți că noi suntem fixați cu elevii care au rezultate deosebite la... Știu proiectul vostru. Sunt undeva în jur de 20-30, la nivelul județului undeva în jur de 50. Poate vă gândiți până la întâlnirea noastră viitoare la o reducere pentru acești elevi olimpici care au luat premii la Olimpiadele Naționale. Nu sunt mulți. Nu ar fi o gaură financiară pentru... În ce privește... Trebuie... Stimulați. Nu, trebuie stimulați. În ce privește accesul cu telegondola, eu știu că avem un parteneriat deja în desfășurare care implică gratuitate pe transportul cu telegondola. Dacă printre aceste elevi sunt doritori de sporturi de iarnă, le putem face un discount considerabil la patinoar, le putem face un discount considerabil la pârtia Cozlainfo. Cu solicitare nominală pe adresa noastră de mail, prin intermediul dumneavoastră, cu solicitare nominală și cu ok-ul din partea fundației ONG-ului, noi le putem da. Noi avem un produs, aș dori să spun în încheiere despre acest produs special pentru ski pasul de 30 de urcări care costă în jur de 60 de lei, special făcut pentru școală de ski. Noi de altfel dăm și câteva gratuități pentru copiii care nu au posibilități și care sunt la clasele cu profil de ski la liceul sportiv, la domnul profesor Giuseppe sau la domnul profesor Brânzei, le dăm aceste carduri gratuite. Mi se pare normal să încurajăm copiii care nu au posibilități, că ei vor fi clienții noștri de mâine, și avem un produs special creat pentru copii și îl putem da și la olimpici. Și repet, funcție de caz, sunt cazuri și cazuri. Noi suntem deschiși pentru acești olimpici să le dăm facilități. Acolo unde se poate le dăm gratuități, acolo unde situația este ține de niște costuri, atunci o să le dăm un preț foarte bun prin niște vouchere speciale care sunt emise de compania noastră. Avem acest produs cu 30 de urcări pe telescaun. Vine undeva la 2 lei urcarea pe telescaun, e un preț foarte bun. Și tot în încheiere aș dori să vă spun și despre câteva cuvinte despre pachetul Ski la Piatra Neamț, pe care noi l-am promovat și la Târgul de Turism de la București. Da, chiar vă rog, pentru că eu țin foarte mult la acest pachet. De ce? Pentru că el combină cazarea nu numai în facilitatea noastră. Noi avem 10 căsuțe marșilate care sunt încălzite și le putem oferi la pachet și ele sunt super rezervate și ocupate și de Crăciun și de Rebelion. Era fain dacă aveam, și gândim o investiție, era fain dacă aveam 100 de căsuțe, pentru că practic noi gândim și un concept de tabere, să
să mărim investiția la căsuțele din Strand și atunci combină cazarea cu ski pasul. La acest aspect, practic, noi lăsăm din prețul ski pasului și rugăm și pensiunile și hotelul. Am făcut deja pachete cu... Toată lumea face reduceri. După care clientul primește un voucher prin care se duce și are reducere la diversi parteneri, restaurante, cafenele, loc de joacă pentru copii. Putem face excursii la Cheile Bicazului, la Coroșu, putem face pachete cu masă. La... Noi avem și o să-l publicăm. Da, l-am contractat deja cu câteva agenții, avem foarte multe cereri. Na, traficul, noi ne ducem de la sperăm la un trafic de undeva la 300 de turiști prin acest pachet. Noi targetul ar fi să ne ducem undeva la câteva mii ca să avem și un cash flow considerabil. De fapt, ideea este ca să ocupăm locurile din telescaun care oricum merge. Dacă avem 100 de schiori și noi aducem prin pachet încă 200, practic o să însemne un cash flow mai bun pentru noi. Vă mulțumesc foarte frumos. Și eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mai schimba informații. Ne întâlnim la 100 toate certuri. Ok, mulțumesc mult și eu. Plăcere.